Salutări dintre tufele de mătură sau mături verzi, cum îi se spune popular, speciei Citisus scoparius. Eu îi spun arbustul medicament și o să vă explic imediat de ce. Un arbust care, vedeți, crește în alt, 2 metri, peste 2 metri, ramurile sunt erecte, orientate în sus și cu aspect tufos. E foarte greu să treci printre tufele astea foarte dese. Un arbust interesant, foarte rar întâlnit în țara noastră, unde de fapt se spune că este naturalizat, pentru că arealul său natural se află cu precădere în centrul și sudul Europei, de unde a plecat în cultură și în alte țări și de pe alte continente, cum ar fi în Japonia, cum ar fi în America de Nord, chiar și Australia. Revenind la Apelativul pe care eu i l-am atribuit dar arbust medicament este foarte similar cu ceea ce face cătina albă, care îi se spune alifia terenurilor degradate. Citisus Coparius are un sistem de rădăcinare foarte puternic, pivotant și cu dezvoltare pe lateral, adică mixt. Ceea ce îl face pretabil pentru o paletă diversificată de terenuri degradate, cu precădere în zona de câmpie și zona de dealuri. Se pretează foarte bine pe taluzuri, pe foste halde, pentru că este o specie care se mulțumește cu foarte puțin. Spuneam, în general, zona câmpie și zona de dealuri, foarte rar în zona montană. Este de asemenea o specie rustică, mulțumindu-se cu foarte puține elemente nutritive, crescând în plin soare, cu o singură excepție la nivelul solului, nu-i plac solurile calcaroase, adică este o specie calcifugă. Dacă ne uităm puțin la el, constatăm că atât frunzele, evident, dar și rămurelele lujerii sunt verzi, lujerii sunt muchiați, 4 sau 5 muchi, și acum, Final de iunie, dar în mod special final de mai, început de iunie, avem și florile care sunt galbene, un galben auriu, aș spune, foarte frumoase și chiar melifere. Vedeți deja, păstăile sunt în plină formare, cam până la 4 cm lungime și 0,6-0,8 cm lățime. Revenind la flori, și încă un motiv pentru care pentru mine acest arbust este un arbust medicament, evident cu ghilimelele de rigoare, din flori se extrage un alcaloid care este folosit pentru tratarea mușchiului inimii, pentru tratarea miocardului. Din punctul meu de vedere, s-ar merita enorm să extindem această specie în cultură, în împădurirea, în stabilizarea terenurilor degradate, cele care se află pe versant, cele care prezintă diferite fenomene de degradare, eroziune, alunecări de teren în mod special, pentru că și crește foarte repede. Este o specie care crește și se extinde foarte repede, atât la suprafață, ceea ce vedeți în spatele meu, aici pe dalurile Moineștiului, dar și în teren. Spuneam rădăcina se dezvoltă atât în profunzime, dar și în laterală. Este o rădăcină mixtă. Mai mult de atât, Citisus Coparius este iubit și în sectorul cinegetic, în fondurile cinegetice, unde este plantat, mulțumită lujerilor săi verzui, care sunt foarte apetisanți iarna pentru iepuri și căprioare, și nu în ultimul rând pentru semințele din aceste păstăi, care sunt consumate de fazani. Deci, nu doar specie medicament utilă pentru valorificarea terenurilor degradate. Vă reamintesc din flori extragem un alcaloid pentru tratarea miocardului. Iată încă o întrebuințare cea din în sfera cinegetică, hrană pentru cel puțin trei specii de vânat: iepuri, căprior și fazan. Salutări de pe dealurile pline cu mături verzi ale Moineștiului.